Da, ne-am întors în direct la Jurnalul de Agricultură cu domnul Sorin Minea. Domnule Minea, care dintre aceste articole din lege nu vă plac sau cu care nu sunteți de acord? Pentru că, cum spuneam și la început, mulți au spus că susțineți multinaționalele sau că ați avea anumite interese și că de aceea nu ați fost prezent. Ce îmi face să pe mine să cred că cei care au interese nu suntem noi? Cei care au interese și au interese de a negocia ei totul și anticoncurențial, de a ieși în lumina reflectoarelor, nu suntem noi. Deci noi astăzi am avut o singură, două intervenții la Comisia Parlamentară. O intervenție la etichetare, în care am încercat să le explicăm că la nivel de comunitate europeană carnea se etichetează cu țara de origine. Noi încercăm să punem alături de țara de origine și unde s-a născut animalul, unde a trăit, cine l-a omorât. Da. Adică facem o poveste frumoasă, dar în sfârșit, asta e bucuria românului. Mă mir că nu se cere și numele măcelarului. Asta nu mă deranjează. Al doilea lucru, în preparatele din carne nu s-a dorit introducerea procentului de carne românească, nemțească, franțuzească, pentru că carnea de lucru, în mezeluri nu intră carne brută, pulpă, file, asta se ia din carcasă. Carcasa se ia în România proporție de 60-70%, că asta există, nu există 100%. Eu, de exemplu, iau din România carnea care lucrez. Deci pe mine nu mă deranjează. Deci nu acoperim producția de carne exact. De porc. Nu acoperă. Dar totdeauna mi s-a spus, dumneata, lucrez cu carne de afară. Nu, lucrez cu carne din România pe care o tranșez eu, am tranșatori. Dar din când în când vrei să faci, nu știu, cârnați. Și găsești carne de lucru, tranșarea e scumpă. Oamenii nu sunt mulți în România care să știe. Și atunci o cumperi gata tranșată. E cea mai bună calitate. Să dau niște procente la cel mai bun preț, că da, ești negustor. Astăzi ai nevoie să faci 100 de kilograme de cârnați. Ai 80 de kilograme de carne românească care e obținută din tranșare, adaugi 20 de kilograme cumpărate din altă parte. Carne lucru e foarte greu de cumpărat din abatoarele românești. Abatoarele românești nu prea tranșează. Mâine, piața mi-a spus, vreau 300 de kg. Eu n-am mai tranșat atâta, n-am mai avut, că nu tranșez în fiecare zi. Și atunci a trebuit să bag majoritate carne din Spania. Dau un exemplu, nu import din Spania. Astăzi pun o etichetă în care spun carne românească 80%. Mâine am carne românească 20%. Ce fac? Schimb eticheta? Nu mai produc? Mâine s-ar putea să am 73%. Poi mâine 84%. Nu toate produsele au aceeași cantitate. Ar fi o nebunie. Astăzi un domn parlamentar, nu domnul Săpunaru, care n-am înțeles admirabil, mi-a spus că nu înțeleg legea. Că rețeta e aceeași. Sigur, rețeta e aceeași. Carnea se mai schimbă din când în când, nu e aceeași. Ar fi frumos să lucrăm cu aceeași carne. Astea sunt chestii care la nivel de Comisie Europeană s-au discutat de țările membre. Și atunci s-a ajuns la un compromis. Fiind vorba de o chestie de marketing în fiecare țară, producătorul sau procesatorul neamț vrea să se laude cu carnea germană, procesatorul român vrea cu carnea românească, foarte corect. Și atunci legea spune în felul următor, dacă dorești să pui acest lucru pe etichetă și îl respecti, spune-l pe etichetă. De la obligație până la chestia de marketing este o mare diferență. În același timp, poate de-aia se spune că nu sunt de acord, în același timp am spus un lucru. Orice fel de lege trebuie să aibă câteva chestii principale. Una, să fie foarte clară, să nu necesite norme de aplicare. Deci să fie foarte clară, să fie scurtă și să poată fi controlată. Astea sunt chestii... Dacă dau o lege pe care nu o pot controla, mai bine nu o dau. Procentul de carne România, Germania sau altă țară nu poate fi controlat. Deci îl va respecta eu sau altul corect. Îl vom respecta și vom scrie corect pe etichetă, iar Gigel care și așa lucrează la negru nu va respecta nimic. Adică, ca la produsă tradițională, carne românească 100%, chiar dacă n-ai văzut pe românesc. Deci neputându-se controla, de ce ne hazardăm la chestia asta, dacă facem o lege mai amplă? Deci aici a fost o mică discuție. Domnii parlamentari, sau unul dintre domnii parlamentari, a bătut cu punul în masă că le știe el pe toate, pe ăștia pe care le știu pe toate îi ador, și a spus că dorește chestia asta pe etichetă. Domnul făcea cumva porc? Era unul dintre domnii aceia, făcea porc. Deci era o afacere care îl interesa. Din punctul meu de vedere era ușor în conflict de interese, dar românul spune să-i trăiască franțuzoica, nu-i problema mea. Celălalt era cu legume și fructe. Fiecare avea un interes cu supermarketul. Ei erau gura cea mai mare. Și cei mai buni în chestia asta. Nu prea știau comerț, dar știau de toate. Domnul Ieni Săpunaru, care a condus ședința, a fost foarte la obiect și a încercat să explice fiecare mănunt.
Achim Irimescu, care a participat la ședință, a încercat să explice câteva chestii. Una dintre ele se numește lanțul scurt. Pentru că în viziunea unor domn parlamentar, lanțul scurt era local, regional și național. Nu, și Consiliul Concurenței, nu prea. Lanțul scurt e local, nici măcar regional. Așa e definit de Comisia Europeană. Eu nu pot să o schimb. Dacă se poate schimba, să o schimbe, dar Comisia Europeană, că noi nu avem voie. Ei, și s-a trecut la cele taxe și impozite. Este vorba, puțină lume o să înțeleagă, de offshore invoice, adică pe factură și fără factură. Bani care se scad sau care se dau înapoi supermarketului, așa numitele taxe și impozite. Nu totdeauna banii se dau înapoi. Sunt cei care sunt fără factură, pe aici zice discount, fără factură. Dar discountul poate să fie oricât de mare. Magazinele, și el contrazic pe domnul care îl știa și el, magazinele trăiesc din două lucruri. Din bugetele care și le iau sau din adaosul comercial. Și sunt două strategii de piață. Una, nu-mi iau buget deloc. Îmi pun 30% adaos comercial de ți-și cer ție producător, procesator să-mi vinzi cu 30% mai ieftin. Și a doua, te las să-mi vinzi cu 30% mai scump, dar ți-au aia 30% înapoi. Pot să explic de-aia lung de ce se procedează așa. Finalul e același. Niciun magazin nu poate să trăiască fără un adaos comercial între 20 și 30%. Pentru că trebuie să-și facă modernizările, trebuie să-și plătească salariile, trebuie să-și facă aprovizionarea. A doua poveste. Niciun magazin, și am avut rețea de magazine, deci măcar la asta mă pricep. Niciun magazin nu va face plata în aceea zi decât în cazuri excepționale, pe produsele super proaspete. În general, cei care au banii foarte repede sunt legumele și fructele. În rest, dacă vine la mine cineva cu o sticlă de vin și vrea să o spună mai mult, cum spunea domnul, spune, eu vreau să spun 20 de sticle în raft. Eu trebuie să fac un anumit preț pe acea porțiune din raft, pentru că dacă o blochez și nu vând nimic, vin cu bani de acasă. Și atunci spun, da, spun 3. Care e discountul care mi-l dai? Și îți plătesc în clipa în care se vând măcar două dintre ele, pentru că dacă nu le țin, te las să-l țin consignație și dacă într-o lună nu vând niciuna, ți le iei pe toate acasă. Nimeni nu face muncă patriotică. Eu m-am ferit o de luna de oamenii care spun că fac muncă patriotică. Ia te mint în față. Toată lumea vrea să câștige bani. La nivel de parlament, din punctul meu de vedere, a trecut foarte ușor. Deci noi n-am avut intervenții, nu am încercat să schimbăm ceva. A să înțelege, nimeni nu este împotriva unei legi a supermarketurilor. O parte dintre noi, și nu știu cum se întâmplă, aia care vindem către supermarketuri, suntem aia care suntem strânși cu ușa, încercăm să spunem un singur lucru. Orice legislație se face să fie coerentă. Pentru că s-ar putea să iasă o legislație în care o să pierde două ori mai mult. Sunt doi jucători pe piață. Consumatorul, care dacă e prea scump sau prea prost, nu cumpăr. Și cel care produce. Cel care produce, procesează în mijloc. În stânga îl are pe producătorul primar care îi vinde carne de porc, lapte, zarzavaturi, care el să le proceseze, și în față are supermarketul care are consumatorul. Cel dinaintea lui, din Amont, este cel care îi spune, dom'le, eu vreau preț mare ca să trăiesc mai bine, absolut normal. Eu vreau să vând porcul cu 20 de lei kilogram. Asta îi spune, băi, și eu aș vrea să-l cumpăr cu 20 de lei. Dă la rău, de după mine, a spus că dacă îl dau peste 10 lei, nu mi-l cumpără. Deci ca să-l dau la 10 lei, eu trebuie să-l cumpăr de la tine la 8 lei. Nu ți-l vând la 8 lei. Păi vezi că ea de alături tocmai mi-l vând la 7. Deci dacă nu vrei cu mai mult, îl cumpăr de la ăla. Nu ești patriot. Eu sunt patriot. Dar se explice consumatorului să plătească cu 30% mai mult pentru că e patriot. Declarativ toți românii sunt patrioți. În clipa în care ai vedea că scoți mai mulți bani fără să primești nimic în plus, ar putea să nu mai fie așa de patriot. Deci eu sunt pragmatic. Asta este discuția veșnică. Acuzându-ne între noi producția cu procesarea, pierdem împreună. Bun, haideți să vă spun că m-a rămas datorul m-a sperat cine zice că nu sunt de acord. Haideți să vedem o scurtă intervenție săptămâna trecută a domnului Baciu după ce ați discutat dumneavoastră în studio prin telefon și ne întoarcem. În care am găsit un om, la nu convine că a deranjat mari angrosiști, mari șmecheri, băieți de știpți. Îl auzeam aseară pe Sorin Minea. Păi da, Sorin Minea, doamna de la porc, susțin multinaționali, n-au nimic comun cu ceea ce se întâmplă în România cu fermierii români. Nimic n-au comun. Și o demonstrez oricând. Mie, domnul Minea a spus că cumpără numai carne românească.
Domnul Minea a spus să cumpără numai carne românească și doar acele piese pe care nu le găsește în țară, cum ar fi pulpa de scroafă, o ia în altă parte. Îl invit mâine la mine în fermă să-mi ia 200 de capete, dar la prețul de 0, de 7 lei pe kilogram, nu de 3 lei, dacă este român. Ca să am și eu 0,001 profit. Îi luați porcii domnului Baciu la 6 lei kilogram, era vorba despre prețul porcului. Deci da. La ora actuală, în primul rând, a spus o prostie, dar Baciu când e coleric, când îl apucă năbădăile, vorbește prostie. Nu sunt multinațională, domnul meu. Sunt firmă românească înființată în anul de grație 1990, acționariat 100% român, am fost partener cu un, nu cu un multinațional, și cu cineva, cu un elvețian cu care am început să lucrez în 90, ăsta e numele firmei. Am angajat români, nu-s multinațională, lucrez în România. Deci o tâmpenie. Adică se refera Romalimenta, care multe multinaționale. Romalimenta este Federația Industriei Alimentare. Are și firme române, și asociații, și firme multinaționale. Eu nu în carne nu există la ora actuală nicio firmă în procesare, carne nu există nicio firmă multinațională. În Europa, nu numai în România. Asta e paranoia. Domnul Baciu a spus o chestie foarte interesantă. Să vină să cumpere la mine carne cu 7 lei, nu cu 3 lei cât cumpără. Mi-ar place să cumpăr cu 3 lei, dar am de unde. Pare rău. Cumpăr carne și cumpăr carne de unde vreau eu din România și o cumpăr într-adevăr în jur de 7 lei și cumpăr calitatea E și S. E și S, sau S și E de fapt, S-ul de la Super, e de calitatea întâi, de la sistemul Europa. Îl cumpăr de la o fermă care are abator cel mai mare din țară la ora actuală, care îmi oferă constant această calitate, nu astăzi o calitate, mâine altă calitate, care mi acceptă termenele de plată și căruia o cumpăr cu bani de fiecare dată cât îmi cere. Nu schimb furnizorul pentru că n-am chef să mi-l schimb dacă sunt mulțumit de el, de ce l-aș schimba. Chestia aia, să o cumpere mai scump de la mine să arate că e patriot. Păi să o vândă el mai ieftin să arate că e patriot. De ce să o cumpăr eu mai scump? Sau să-i spună consumatorului, consumatorule, fii patriot, cumpără de la mine că sunt cel mai scump de pe piață. S-ar putea ca consumatorul să nu vrea. Deci punem în balanță două firme românești. Una vinde mai ieftin. Ceasul rău. Dar de aici aș până m-a acuzat că-s multinațională, că nu cumpăr carne de porc. Îl cunosc pe Baciu bine. Am fost civilizat și am discutat de nenumărate ori. Cred că am ajutat la parul de foarte multe ori. Cred că de fiecare dată am discutat despre producătorul român civilizat și politicos. Ultima modă, și ultima modă e dată de altcineva, nu de Baciu, a spune că reprezint multinaționalele, este găinăria românească. Nu poți să-i dai în cap, altfel denigrează. Ceva tot va rămâne. Eu ceea ce spun pot proba. Da, aici în discuție, ca să vă rețin și contextul, se discutea despre carne de porc, spunea că în acest moment porcul se vinde cu 3,6 lei în kilogram, în viu. Și spunea domnul Baciu că la Bruxelles aceeași carne în raft este mai scumpă decât o găsim în România. Și atunci, de ce cei care cumpără din străinătate vând mai ieftin în România decât vând la Bruxelles sau la Paris? Să-i spun domnul Baciu ca să nu moară necuștiutor de cauză, că a fost în Bruxelles și putea să se intereseze. Dacă eu cumpăr porc acum, dacă m-aș gândi să cumpăr porc din Belgia, că Belgia a vorbit-o, prețul porcului în Belgia vine undeva transformă în lei. Pe la 6 lei și 80 de bani kilogramul tăiat, carcasă fără cap. Deci aș da 7 lei pe el în viu? Eu îl cumpăr la ora actuală în jur de 7 lei carcasă din România. Deci puțin mai scump decât l-aș cumpăra de afară. De ce? Că o prefer din România că e proaspătă. Da, eu o prefer și o cumpăr din România. De ce aș da mai mult? De ce este mai scump în magazin în Belgia decât în România? Iar e o chestie foarte normală. Adausul comercial, de care vorbește toată lumea, dar nu știe ce, e mai mare în Belgia. De ce? Una, pentru că salariul belgianului e un pic mai mare decât cel al românului. Și al doilea, care românul ar trebui să o înțeleagă. Pentru că în Belgia nu este obligat să păstreze o anumită calitate. În clipa în care la noi calitatea s-a dus naibii, pe presiunea de preț, românul va mânca ceva mai ieftin, dar ceva mai prost. Firmele care produc însă încă normal au prețuri puțin mai mari pe piață, dar nu au prețurile egale cu cele de afară. Pentru că piața românească nu permite. Românul nu are bani. Și atunci toți tragem targa pe uscat.
Deci vreți să spuneți că sunteți de acord cu ce a spus ministrul Irimescu, că noi importăm mâncare de slabă calitate față de vest? Suntem o țară de mâna 10-a? Noi avem două probleme. O parte dintre, doamne iartă-mă, nu toți, au tendința de a produce mâncare de slabă calitate ca să fie ieftină. Sintagma care aud în fiecare zi, românul preferă lucrurile ieftine. Nu cred. Dar în sfârșit, de să produci. În același timp, importatorii, și aici nu pot să înjur supermarketul, nu ei sunt importatori. Importatorii, hai să luăm carnea cu care e scandal acum, sau peștele, sau ce vreți. Importatorul român, care e un român de obicei, aici e bomba, caută pe piață ce găsește mai ieftin. Să aduce pe piața românească la un preț mai ieftin, e un mic tunar. Mai face și o evaziune când are timp liber. Și atunci ce vă închipuiți? Că va lua prima calitate de afară, ce-o fi prost? Ia un container care e rătăcit printr-un porc și întârzie de vreo un an de zile. Ia niște pește mai mici și cu anasarchis în el, dacă se poate, că e mai ieftin, nu? Lasă că la român merge. Deci ceea ce a spus Achim Irimescu, faptul că există tendința de a importa lucruri ieftine și slabe calitativ, pentru că suntem o piață săracă, este un lucru din păcate adevărat și l-am spus și noi de fiecare dată. Deci nu poți să negi ceea ce se întâmplă. Găinăria cu carnea de 5 ani aparținea românilor și depozite românești? Aparține. Un român șmecher. Evaziunea fiscală ne aparține. Bun, mai sunt și cetățenii ăia cu pui, nu prea sunt români. Dar sunt care o fac. De ce? Pentru că legea în România este o lege moale. Ei arestează, le dă drumul, le mânghe pe cap, nu le ia banii înapoi. Asta e legea. În mod normal, siguranța alimentului este respectată de procesatorii români, chiar dacă e mai slab calitativ, câteodată. Câteodată suntem mult peste calitatea din vest. Dar nu e vorba de asta. E vorba că, în concepția mea, deci aici vorbesc în nume propriu, un produs de carne trebuie să conțină numai carne, eu așa știu. În clipa în care încep să bași proteină animală, proteină vegetală, caragenan, eu nu l-aș mai numi produs de carne. Dar asta sunt în antiteză cu foarte mulți dintre partenerii mei de afaceri. Asta este pentru firma mea și pentru mine, așa gândesc eu. Dar în același timp trebuie să produci pentru producătorul român și un produs de calitate, chiar dacă e puțin mai scump. Pentru că am învățat de la tata un proverb, sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine. Când îmi cumpăr lucruri ieftine, puțin dai, puțin ai. Așa spun românii. Deci românul ar trebui să învețe să mănânce lucruri bune pentru că sunt și mai sănătoase, nu se vine cu minuni de bio așa. Să mănânce lucruri de calitate bună, un lapte adevărat, nu hulirea laptelui praf. Dom'le, laptele praf este un lapte sănătos, îmi pare rău că de-aia îl beau copiii. Deci o nebunie. Smântână, unt, carne, produse sănătoase care se conțină ceea ce scrie, ceea ce ar trebui să scrie pe etichetă. Bun, dacă va trece în forma actuală problema cu etichetarea, să ne așteptăm la o creștere de prețuri? Deci problema cu etichetarea, nu știu dacă va duce la o creștere de preț sau nu. Pentru că există cel sistem, mai bine nu scriu nimica și nu mai bag nimica, sau există cei care vor minți 100% și nu vor avea costuri. Dacă va fi așa de simplă, sigur, totdeauna sunt costuri suplimentare. Să tipărești etichete, sunt costuri suplimentare. Nu se va vedea o creștere fabuloasă de preț pe piață. S-ar putea să, da, părerea mea sinceră că nu va fi o creștere majoră de preț. Bun, și apropo, vă mai dau o declarație a domnului Vlad Gheorghe de la Qatar pe ceea ce ați adus aminte de problema bonusurilor. Citat din dumneavoastră, dacă recunoașteți citatul, îl vedem și ne întoarcem. Domnul Sorin Minea și cu Ovidiu Gheorghe, care au fost de la vinuri, vă citesc că o variantă de introducere a bonusului definit în proiectul de lege aflat în Camera Deputaților ca fiind un avantaj financiar direct oferit de către furnizorul comerciantului, raportat la vânzările realizate și aplicat la prețul de listă către furnizor. Mai precis? Mai precis, dânsul a susținut această cauză a bonusului, domnul Sorin Minea. Domnul Gheorghe de la PNVV. Nemulțumit este producătorii de vinuri, care și el la fel spune anumite aspecte care îmbrățișează aceste aspecte. Mai nou, acum în 2015, pe 24-a 10-a, domnul Sorin Minea spune în felul următor, că obligativitatea și politica este anticoncurențială dacă dăm latitudinea de 51% a produsului românesc. Că zice, este în stare producătorul? Competitivitatea ce unde mai este? Se întreabă domnul Minea. În contextul căruia? Că producător nu mai este. Mai este. Surpriza este că sunt producători, nu știu de ce consideră că nu mai sunt. Prima declarație, nu știu dacă Ovidiu Gheorghe a zis ceva vreodată de bonus, habar n-am. Eu n-am băgat niciun amendament la această lege, deci nu putem să bag chestia cu bonus. Deci nu am pus niciun amendament la această lege, n-am dat nicio definiție a bonus. Definiția care o dă este din codul fiscal. Dacă eu l-am scris, o recunosc.
Deci ne dând niciun amendament, ne vorbim nimic și fiind dați prima dată în Parlament să discute despre această lege, domnul minte. Da, se referea în 2009, era o declarație spunea dumneavoastră. În 2009, 2009 nu noi am dat declarație, iar ajungem la o chestie care este antică și de demnă. Există un tip care e prim-ministru, îl cheamă Dacian Cioloș. Dați-mi un telefon, că am negociat împreună cu el. Pe legea aceea era definiția prețului de achiziție foarte clară. Înainte să fie publicată la nivel de Parlament, la Comisia Agricultură din Camera Deputaților, și știu și cine a schimbat-o, dar peste noapte a fost schimbat, au fost schimbate două fraze. Legea a devenit caducă, nu stâmpit să spun eu toate prostiile alea cu taxe și cu nu știu ce, n-am spus așa ceva niciodată. Am încercat să o fac transparentă. Am fost delistat din două rețele de supermarketuri pentru acea negociere. Domnul ăsta, mare producător de nu știu de ce o fi. Legume și fructe, legume. Dar face legume și el niște legume. Dar acest mare producător nici nu știa. Zicea, uite, mamă, militarii pe vremea aia. Habar n-avea de negocieri. Deci habar n-avea. Simplu fapt că spune că eu nu mai sunt producător la ora. Sunt, domne, sunt procesator și muncesc pe piață, exist. Dar asta este tendința. Hai să denigrăm pe toată lumea, că toată chestia cu concurențialul. Da. E nebun la cap. N-am spus de 51% că e neconcurențial. Îmi pare rău. Am spus că trebuie întrebat Consiliul Concurenței dacă se poate da acea chestie, că există un pericol de opoziție de la Comisia Europeană, pentru că poate fi considerat barieră netarifară, dar nu știe ce e barieră netarifară, ce mai explic eu prostii de genul ăsta, și nu are nicio legătură 51% cu practici concurențiale sau neconcurențiale. Habar n-am de unde m-a luat cu chestia aia. O practică neconcurențială, sigur, îi dau 70.000 de exemple. Să dai din gură degeaba este practică neconcurențială. Să-ți impui produsele tale la rafturi lângi și bătând cu pumnul mas, e practică neconcurențială. A face 51%, habar n-am dacă e concurențial sau nu. Supermarketul a spus că e nu concurențial. Da, și e neconcurențial la nivel de Comunitatea Europeană. Pentru că Comunitatea Europeană spune că piața europeană este deschisă și liberă. Și pentru că există un risc major. La ora actuală eu bag 51% produse românești. Aceiași domni mințeau că în Ungaria e 70%. S-a văzut că nu e nimic. Ce mă fac dacă mâine neamțul spune 70% produse germane? Eu mai pot să ies în Germania? Nu. Rămân în România. Deci niște domni care n-au piață deloc, care vor să câștige piața internă, România e mică, ne anulează posibilitatea de a ieși pe piața externă cu cereri utopice. Noi am început să vindem procesarea românească și laptele, și carnea, și pasărea. Știți bine că vinde în Germania, în Spania, în Franța. Dacă fiecare țară europeană ar face o lege în care ar spune să vând mai produsele de la noi din țară, ce am face noi românii? Am vinde cele mai scumpe produse din lume, nu ne-ar mai cumpăra nimeni. E bine să te gândești și la ce faci mâine, nu numai la cum trăiești azi. De-aia, domnule, la Qatar îmi pare răul, știu din vedere, habar n-am ce face, ce trăiește, din ce câștigă. Și nici nu mă interesează, că vă zic sincer. Mă lasă rece. Considerați că 51% ar putea să fie declarată neconcurențială și întoarsă de Comisia Europeană? Deci, acest la ora actuală nu există nicio țară în Comisia Europeană, în Comunitatea Europeană, care să aibă un procent. Eu l-aș fi recomandat, nu-l făceam obligatoriu. Pericolul care există, și iar nu vreau să fiu acuzat că nu sunt patriot, că nu vreau produse românești, nu ne vreau. Concurența pe piață înseamnă să faci niște produse așa de bune încât să le vinzi numai tu. Asta se cheamă concurență. Și poate asta am zis eu și cel, că am zis bine. Dar în același timp e frică de cutia Pandorei. În clipa în care statele europene vor găsi această portiță și această portiță va fi acceptată, de ce credeți că francezii sunt mult mai naționaliști decât noi? De ce credeți că vor mai cumpăra ceva din România? Noi am pățit-o în Franța fără să fim vinovați cu carnea de cal. Noi am pățit-o în Anglia cu carnea de cal fără să avem nicio vină. Dacă încercăm să facem chestii de genul ăsta, ne gândim vreodată că rămânem cu o piață internă slabă și necompetitivă? Concurență înseamnă să concurezi cu cei din toată lumea. Nu să concurezi mai cu vecinul tău de alături. Nu declarativ să spui că faci cele mai bune produse, dacă când ți le ai, nu-s chiar așa de bune. Deci, n-am avut bani, domnule. Deci sunt câteva chestii care... Patriotismul ăsta de operetă, cu bătutul cu pumnii în piept, cu iubirea cetățeanului și iubirea românului de a să-mi dea niște bani, este un patriotism de mahala.
Și atunci, cum vedeți protejarea producătorului român? Pentru că ei asta cer. Spun că nu sunt protejați, că sunt invadați de ce vin din străinătate la prețuri de dumping. Este un asecetos, nu s-au dat subvențiile la timp. Și Dumnezeu e supărat. Deci, totdeauna va fi aceeași problemă. Comunitatea europeană este scumpă. În general e scumpă. Orientul, legume și fructe. Domnul e cu legumele și fructele. Orientul este ieftin. Sigur. Și părerea mea sinceră este că ar trebui protejată piața internă pe legume și fructe de piața orientală. Este părerea mea sinceră. Pe roșii, pe castraveți, pe ardei grași, nu pe banane și pe citrice, că alea n-ai de unde să le produci în România. Dar să nu se uite că în România se dă o subvenție, să nu se uite că fenomenul de dumping nu este dat de prețurile mici de la producătorii de afară și de piața neagră care e dezvoltată în România și e dezvoltată și de români. Și în același timp să nu ascundem sub preș. Mai există și o chestie care se numește productivitate și concurență. Eu dacă vreau să vând mâine în Germania, trebuie să concurez cu producătorii din Germania, cu procesatorii din Germania. Dacă vreau să vând în Statele Unite, cu procesatorul din Statele Unite. El dacă vine la mine de ani de zile, procesarea n-a primit subvenție niciodată și e absolut normal. Procesarea e în concurență de când sunt supermarketuri care au 80% produse din străinătate și noi suntem în concurență. Ne-ați auzit vreodată că ne-am jelit, că ne-am rugat? Statule, protejează-ne, dă-ne bani. Totdeauna m-am opus a da bani fără să faci performanță. O parte dintre banii, și mi-asum ceea ce spun, în ultimii 26 de ani s-au dat bani cu nemiluită. Dacă toți banii aia s-ar fi dus în producție, în creșterea porcului, aveam porc să vindem în toată Europa. Dacă nu se făcea prostia cu vaccinarea antipestoasă, ne-am opus și atunci. Eram de mult în Europa. Dacă banii aia se duceau în terenuri și în utilaje, aveam producție cât aveau ăia din Europa. Nu, domne, noi am cheltuit pe vile, mașini și trai bun. Și după aia am început să urlăm. N-am avut ploaie. Noi oameni buni. Doar statul trebuie să facă tot. Ai încercat. Că sunt câțiva care și-au făcut irigații, atac din gură. Care și-au făcut sere irigații, să dau fonduri structurale pentru sere, să dau bani. Dumnezeu, dar nu-ți bagă și în sac. Ți-i aduce, trebuie să și muncești un pic. Și ca să muncești un pic, trebuie să fii, în primul rând, onest cu tine însuți. Eu lucrez din 1990. Prima mașină nouă, mi-am cumpărat-o în 94. Până în 94 și am luat o firmă mare de la început. Deci am avut, când am deschis prima fabrică, am avut 150 de angajați. Mergeam cu mașini second hand luate de afară, pentru că aveam alte treburi decât să-mi cumpăr mie mașina. Acum am permis să-mi cumpăr. Nu mi-am cumpărat ca... Întâi am pus în fabrică, n-am luat niciun leu profit. În cei 26 de ani, toți banii care am luat, i-am investit în firmă. Asta înseamnă să faci ceva. Îți iei Mercedes a doua zi și faci vila a treia zi? Mulțumesc. E o afacere și asta. Deci firmele ar trebui să investească mai întâi în ferme. Sigur, și fiecare trebuie să aibă, să fie conștient cu o afacere, să face investind și timp, și bani, și mai puțină gură. Și dacă cer la alții, nu știu, eu am învățat, poate am crescut în altă epocă, eu am învățat că întâi cer să-ți rezolvi singur problemele și după aia te jelești. Și dacă vreți neapărat să fiu corect, ce mă miră cel mai tare în România e că toate legile astea minunate apar numai în perioada electorală, repede, repede înainte de alegeri. Iar ceea ce am spus despre oricare dintre lege a fost, domnilor, orice lege este bună, o lege care să reglementeze relația producător-supermarket este necesară în toată Europa, și chestii care le-am spus. Cu cât te grăbești mai mult, dacă vrei să o faci foarte repede, s-ar putea să greșești. O greșeală s-ar putea să ne coste pe toți, inclusiv pe cei care suntem fericiți și avem senzația că ești o lege bună, s-ar putea să ne coste pe toți mai mult. Deci înainte să faci un lucru, gândește-l și discută-l cu cel care e în piață. Degeaba vine unul care n-a fost niciodată în piață și se gândește el cum ar dori-o. În mod normal îl întreb pe la care negociază, care știe ce înseamnă taxele și drăcile alea, știe de ce se iau, știe unde sunt punctele sensibile, știe cum pot fi anulate. Și există oameni care știu treburile astea. Iar tocmai pentru faptul că am fost atacați, noi am trimis către Parlament o simplă hârtie în care ne-am spus părerile despre aceste legi și am spus despre etichetare să fim foarte atenți, deci n-am impus nimica,
și a spus despre alianțele comerciale. Era riscul să apară posibilitatea alianțelor comerciale, ce ar fi un deci mai multe supermarketuri să se unească la cumpărare. Asta ar fi un dezastru. Și că ne opunem în categorii. În rest... Vă puneați la scoaterea bonusurilor? Doamne iartă-mă, am fost de acord, deci n-am criticat nimic din lege. Bun. Alianțele comerciale înseamnă că două sau trei supermarketuri se pot uni și face cumpărăturile în comun. Vă dați seama ce putere de negociere ar avea? Deci noi ne-am opus ca vreodată să facă treaba asta și am cerut o etichetare corectă conform legilor europene, pentru că noi lucrăm cu țările din Europa. N-am cerut să nu se bage aia cu bonusurile, n-am cerut să... Deci n-am cerut... De unde? Nu ne-am opus. De unde Dumnezeu a ieșit chestia că noi ne opunem? Dar n-aveau... Se strângeau în brațe acolo, discutau și zâmbeau fericiți și n-aveau pe cine să-i jure. Cine nu-i prezent? Sorin Mina, hai să-l înjurăm pe el. Ce a zis? A zis, domnul. N-am zis nimic. Cum bine vedeți, nu sunt împotriva celor... Dar de ce aș fi? Fiind producător român, sunt nebun la cap. Ce ai câștiga? Deci... Eu n-am fost dat afară dintr-o rețea de supermarketuri la ora actuală. Am băgat produse și după aia m-am trezit cu private label adus din altă parte. Deci singura problema dumneavoastră în acest moment este etichetarea, unde aveți probleme. N-am probleme foarte mari. Singura problemă e etichetarea care o consider făcută prea în pripă. Deci asta e părerea mea sinceră, este prea în pripă. Și în același timp nu sunt foarte convins că explicația prețului și a taxelor vor duce la reducerea costurilor și la reducerea prețurilor. Nu sunt foarte convins. Dar este posibil ca această lege în plen să iasă altfel? Pentru că un deputat aici, nu mai țin minte, spunea că este frică ca această lege să nu iasă altfel decât din comisie în plen. Deputatul ăla ține minte ce ne-a spus. Deputatul ăla care e frică, habar n-are ce a scris în legea asta. Noi nu se pricep. În același timp, nu sunt în trei. Deci eu aș dori ca câteva modificări. S-a mai întâmplat. Dacă plenul, și în plen sunt oameni pregătiți, aduce câteva modificări și modificările sunt bune, nu pot să fiu decât fericit. Orice lucru care e mai bun, este bun. În același timp, să fiu perfecționist, e un lucru bun, să spun că orice fac eu e bine, am eu o problemă cu capul. Pentru că oricine poate să greșească. Bun, la telefon îl avem pe domnul deputat George Scarlat cu câteva completări la această lege. Bună seara, domnule Scarlat! Bună seara dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră și îl salut pe domnul mine. Bună seara! În primul rând am urmărit emisiunea dumneavoastră și parțial sunt de acord cu câteva lucruri care le spune domnul mine. Mă auziți? Vă auzim perfect, vă ascultăm! Da, dar am văzut că face anumite aluzii. Dânsul poate să spună direct, dar e unul nebun acolo în Comisia de Agricultură care crede că le știe el pe toate, că așa ne-am Nu m-am referit la dumneavoastră. Deci dacă credeți că la dumneavoastră, nu la dumneavoastră, vă dau cuvântul. Problema de carne, domnul Minea, pe problema de carne. Dar nu m-am referit la dumneavoastră. Nu m-am referit la dumneavoastră. Cu privire la ceea ce ați spus dumneavoastră, românul preferă într-adevăr, cred că un produs de calitate superioară. Că nu și-l permite astăzi, sunt de acord cu dumneavoastră. Și că se uită la rapt, în primul rând după preț și în al doilea rând după calitate. Cu privire la ceea ce spuneți dumneavoastră, că e o lege totuși forțată. Avem o inițiativă, una din inițiative și nu ne aparține, de 2 ani de zile. Vă dați seama, mi-este oarecum jenă într-o comisie parlamentară să ții o inițiativă 2 ani de zile să nu-i dai curs. Că s-au strâns 5 astfel de inițiative în cadrul comisiei și am hotărât cu colegii, cu președintele, domnule, nu putem, ne facem de bășcălie să stăm cu atâtea inițiative la noi la comisie și să nu le dăm curs. Și le-am băgat pe toate într-un act normativ care astăzi a fost votat, într-adevăr, în comisie, în plenul comisiei și nu pe repede înainte, așa cum s-a spus, din punctul meu de vedere. Că e posibil să nu fie perfect, sunt de acord și cu asta. De aceea, pe ultima 100 de metri, am lăsat oarecum ceva la două articole, la 10.3, cu privire la acest procent și acele exceptări de la acest articol, vis-a-vis de legume, de ouă, de fructe, de ce-o fi, ca să nu putem într-o anumită perioadă a anului să furnizăm producătorul român, fermierul român să furnizeze acele produse prin ordin de ministru. Bineînțeles, cu siguranță, după o analiză a sectorului respectiv.
pentru că să modifice o lege durează mult mai mult și așa, prin ordine de ministru, se poate face într-un timp mult mai scurt. La fel, vis-a-vis de lanțul scurt, am lăsat-o prin hotărâre de guvern. Sunt de acord cu dumneavoastră când ați spus că o lege trebuie să fie suplă, clară și fără norme de aplicare. Și susțin. Acest act normativ, din punctul meu de vedere, nu are de ce să aibă norme de aplicare. Ceea ce mai trebuie reglementat cu privire la acele articole se poate trece doar prin hotărâre de guvern. Sunt două teze în acest act. În primul rând, discutăm de acele practici concurențiale neloiale, acele taxe, și nu mai fac referire, s-a tot dezbătut. Din punctul meu de vedere, ce ați văzut că te-a avut invitat în emisiune, care a spus foarte clar, se poate trăi din adaosul comercial. Și a doua teză este vorba de etichetare. O etichetare pentru consumator și nici de cum pentru producător sau fie el și procesatorul pe lanț, că amândoi sunt în aceeași barcă. Pentru consumator. Consumatorul la raft, când vede, când se află în fața produsului, nu știe să descifreze acele coduri, acele ștampile, marcă de identificare, marcă de înregistrare. El vrea să știe de unde este carnea, cine a produs-o, dacă animalul respectiv este crescut în România, cine a produs-o pentru a mai veni și mâine să cumpere un kilogram de carne dacă i s-a părut mai bun. Păi da, mă scuzați un pic. Domnul Mia spunea că este de ajuns să scrii țara de origine, nu trebuie să scrii toată povestea. Deci România. Deci, haideți să ne referim. Dacă ne referim strict la carnea proaspătă, da, la da. Carnea la vitrina asistată, la ceea ce înseamnă carcasă, semicarcasă și piese, țara de, vă dați seama, la un porc care vine din Olanda la 25 kg, care este țara de origine? Știu țara de origine Olanda? Nu, România, dacă a fost crescută în România mai mult de 3 luni. Corect, păi exact. Deci dacă e crescută în România... Asta am spus și noi, asta am spus și eu. Pe ștampilă, după aia are ștampila ovală. Cu ce deranjează? Există legislație națională în vigoare cu privire... La trasabilitate, la domnul deputat, etichetat. Domnul deputat, sunt de acord cu dumneavoastră și susțin, nu numai eu, există legislație, există obligativitatea și sunt perfect de acord. Există obligativitatea ca pe carne, nu numai proaspătă, și cea congelată, să fie etichetată cu țara din care provine. E din România, e din Germania, e din Spania, e din China. Este absolut normal și susțin ca consumatorul să fie informat. Singura chestie cu care sunt puțin în dubii este problema cu procesatele, cu amestecul de carne, și am spus, cei corecți vor încerca să fie corecți, cei șmecheri vor scrie 100% România și atât. Deci aici mare, la asta am referit. Dar de teama că unii, și sunt de acord cu noi, că nu toți vor respecta legea, că așa se întâmplă în România, nu toată lumea respectă legea, de aceea avem autorități ale statului. Dar cum vor verifica? Cum se verifică? Cum vor verifica, domnul Scarlat, că este 20, că e 30 sau că nu e deloc? Pentru că dacă ne uităm pe achiziții, el poate să cumpere din România, poate să cumpere și altă țară. Domnul Rareș, haideți să clarificăm un pic. Aici s-a tot dezbătut că autoritatea ANSVSA-ul va controla acest procent. Asta, domnule, nu este adevărat. ANSVSA-ul, dacă dorește să suspende autorizația de funcționare a unui punct de lucru, a unui comerciant, are legislație să o facă pentru nereguli privind sănătatea alimentară. Pentru o săptămână până să reglementează acele nereguli. Discutăm și aici ar trebui să se treacă în hotărârea de guvern pentru o perioadă. Vorbim de cantități și de volume, de cantități și nu valoric. Așa cum nu vin astăzi să număr roșiile la raft, să văd că are 51 de roșii din 100 care să provină din România. Nu, trebuie să văd într-un semestru, într-un trimestru, din volumul cantitativ vândut, are cine, faci dovada intrării în contabilitatea ta cu produs românesc din gama respectivă,
Pentru că ar fi o nebunie ca să punem inspectori, fie el de la Poliția Economică, fie de la nu știu ce instituție, în momentul ăla să spun, stai doamne că stau la colț, cum îl prind, cum l-am comerciant. De asta ne e frică. Și domnul deputat, am o întrebare personală pentru noastră. Dacă ați văzut emisiunea de la început, vreo 2-3 domni m-au acuzat că am avut intervenții, că m-am opus legii, că am făcut... Am încercat vreodată să opresc sau m-am opus vreunui paragraf din lege sau am criticat ceva? Nu, cel puțin discutăm de această lege, practic, de acest proiect de lege. De acest proiect de lege? Nu, n-am văzut emisiunea de la început, dar știu discuția de... am fost în emisiune. Deci vot era demonstrandum, nu m-am opus niciodată. Am încercat să fac astăzi presiuni pe acel 51%? M-am opus la acel 51%? Nu cred. Nu. N-ați vedea unde să aveți o... Am fost acuzat de câțiva, chiar care au fost azi în comisie, nu de deputați, de către ceilalți, că m-aș fi opus celor 51%, că m-aș fi opus scoaterii taxelor. Am observat astăzi o întreagă isterie pe media, când celelalte televiziuni care nu sunt de profil, au tot pierdut, doamne, 51% din produsele alimentare la RAP. Doamne, e o diferență între produsul proaspăt, fie alimentar, da, produs proaspăt, și produsul alimentar procesat. Noi discutăm de produs proaspăt, carne, ouă, lapte, deci produs de bază, legume și fructe. Nu vorbim de bulion, nu vorbim de pastă de mici, n-am vorbit de procesate. Anunțe lege că volumul, cantitatea de 51% se referă la toate produsele alimentare. Discutăm de produse proaspete. De produsele fresh. De produsul fresh, așa cum vreți să se spune. Da. Dar o întrebare pentru domnul Minea. Vă ascult. Cum credeți că un fermier, a spus dumneavoastră că, domnule, nu-i normal că fermierii români și-au luat întâi mergere și-au făcut vile și-au făcut astea. Nu sunt de acord. Nu toți, nu toți, doamne iartă-mă. Unii din ei au mai practicat și chestia asta. Vreau să vă spun că cel puțin în sectorul porcului, astăzi, România are cele mai frumoase ferme zootehnice, sunt peste Germania, ca să luăm top, și poate la competiție cu Spania. Da? Suntem productivi, avem 29 de purcei pe scroafă pe an, chiar peste media europeană. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu are nimeni ce să ne reproșeze. Nu m-am referit, la creșterea porcului, m-am referit în urmă cu mulți ani, când țineți minte că noi distrusesem porcul din România. N-aveam rasă, n-aveam calitate, n-aveam... Și aveam bani care îi cheltuiam, să dădea subvenție directă pe porc. La ora actuală am spus altceva. Am spus că, din păcate, o parte dintre cei care acum se jelesc au beneficiat de subvenții și de ajutoare de la stat, dar în loc să investească, eu îi respect pe oamenii care investesc. Și avem oameni care au investit minunat în România. Dar o parte, de obicei cei care sunt cei mai vocali, sunt cei care au investit mai puțin în ceea ce fac și mai mult în viața lor personală. Poate și asta și așa, genul eu sunt mai subiectiv și intru în pielea fermierului. Poate sunt și eu mai vocal. Poate n-ar trebui să fiu atât de vocal. Nu. Dar cu dumneavoastră mă înțeleg. Sincer. Cu dumneavoastră mă înțeleg. În momentul în care trece os prin os, că noi, e și o frustrare a fermierului, în momentul în care tu reușești prin toate eforturile, abia la 52% din consumul tău național să produci și nu ai piață nici pentru ceea ce produci și îți pui întrebarea, oare cum Spania a crescut producția cu 10% în 2015 și automat, prin tot felul de politici agricole, ale guvernului spaniol, ale Comisiei Europene, au reușit și reușesc să vândă, chiar poate la anumite categorii de produse, mai ieftin decât în România. Datoria noastră ca legislativ, al executivului, este de a proteja fermierul și producătorul român, indiferent ceea ce ne-ar spune Comisia Europeană. Noi n-am fost atât de deștepți să ne pregătim acum 5 ani, acum nu mai vorbesc de acum 10 ani, dar vorbesc măcar din 2007 încoace, așa cum Comisia Europeană sau celelalte state membre o fac. Noi n-am găsit cheia de succes. Noi suntem cei mai catolici, să spunem. Pentru că dacă Consiliul Concurenții, instituția statului, îmi spune mie legislativ că fac discriminare întrucât sprijin fermierul român, producătorul național, în detrimentul
nu știu, altui fermier, fie el polonez, fie el olandez, fie el german, european, înseamnă că nu suntem într-o țară așezată normal, pe principii de normalitate și pentru a putea rezista în timp. Eu nu văd bine România peste 15 ani. Dacă continuăm să credem că ceea ce facem noi astăzi se numește piață liberă. De ce eu n-am voie să merg cu porcul în Ungaria? Spuneați de asta că noi am greșit, că am vaccinat? Nu, n-am vaccinat. Aceste greșeli undeva sunt și, sunt și dirijate pentru a le face, tocmai pentru a ni se arăta după aia cartonașul galben. Știu, ne-am opus vaccinării porcului. Avem 8 ani de zile de când n-am avut nici măcar o boală. Pestă n-are Germania? Ba da. Germania are pestă, dar știe să-și închidă landul regional. Absolut corect. Da? Noi ne-am opus vaccinării porcului, explicând că vaccinând porcul pierdem. Au fost unii mai deștepți decât noi și nu erau fermieri, care au câștigat bani și din cumpărarea de vaccin, iar noi am pierdut vreo 7 ani. Este o chestie perfect adevărată. A făcut o prostie. Prostia ne-a ieșit pe nas. Procesarea n-a putut să scoată un gram de produs din carne din România. Creșterea porcului a murit în România. Respect procesarea și eu cred într-un parteneriat. Trebuie să înțelegem că așa cum astăzi mari comercianți au reușit datorită marketingului și a managementului sănătos și cu viziune în timp, au reușit să se impună, să ia o cotă importantă din piața de vânzare a produselor alimentare. Eu cred că procesarea la fel are viață și cu materie primă din România. Că, într-adevăr, astăzi nu o asigurăm în totalitate, dar niciodată nu o vom asigura atâta timp cât nu ni se oferă șansa de a avea piață. Domnul Scarlat, avem la porc, avem doar 70% acoperim din cerere, așa cum spunea domnul Minea? Pentru că sunteți pe domeniu. Pentru ce anume? Pentru carnea frescă? Carnea de porc. Dacă se mai implementează câteva proiecte și așa cum se aude cei mai mari din țară doresc să mănânce, ajungem la 100% la carnea frescă. Nu, dar la ora actuală, asigurăm 70% din consum. Cam 70-75% din consum, din ceea ce înseamnă proaspăt, da. Deci nu mint. Bun, o ultimă întrebare, vreau să profit de prezența dumneavoastră prin telefon și vreau să vă întreb, ieri aici domnul Cojocaru de la April era foarte, să zicem, un pic contrariat și nelămurit de etichetarea laptelui. Spunea că pe acea etichetă, când în lege spune că trebuie să trecem țara și locul, ce înseamnă locul și de ce nu a fost trecut cu sau în loc de și, pentru că în acțiunea dumnealui locul ar însemna să trecem 300 sau 1000 de fermieri care vând la un centru de sate, care vând la un centru de colectare. Am înțeles. Exagerează și domnul Cojocaru când spune, domnule, de la 1000, de la 100, de la 300. Dar este adevărat și eu am susținut în comisie că trebuie doar țara. E suficient. Nu mă interesează unde în România s-a produs sau care este ferma furnizoare. Este greșit să treci o parte de localitate. De aceea susțin în continuare și nu vorbesc de lanțul scurt. Pentru că, la fel, la lapte, în momentul când am făcut definiția produsului românesc, din punctul meu de vedere, din nou este o scăpare și care poate veni în detrimentul procesatorului de lapte din România, întrucât se poate cumpăra lapte din România de către un procesator din Ungaria și revine cu produse pe care poate să scrie foarte bine produse românești. Și n-au dorit atunci și chiar fermierii n-au fost atenți și le-am propus, domnule, produsul românesc este acel produs care este procesat, fabricat pe teritoriul național din materii prime de bază provenite din ferme din România. Asta ar fi lanțul scurt? Nu, ăsta e lanțul scurt. Asta este produsul românesc. O definiție corectă. Asta e o definiție foarte corectă cu care și eu sunt de acord. Și am băgat-o la carne. E o scăpare la lapte și prin norme încercăm să se reglementăm. Și într-adevăr, acolo unde făcea referit domnul Cojocaru, nu are ce căuta partea de localitatea.
Dar... Nu, e din România, atât. Chiar nu mă interesează de unde e. Dacă spuneți, recunoașteți că este o scăpare, de ce nu cereți întoarcerea legii? Pentru că a fost încă promulgată. Pentru că e mai simplu, oricum sunt norme. Vor trebui să fie norme și totodată etichetarea... Vedeți, e un întreg proces acum să spui că pentru o chestie din punctul fermierului minoră, din punctul procesatorului majoră, s-o întorci acum de la promulgare, când ea va trebui oricum să meargă, pentru că este o lege cu privire la etichetare, va trebui să... La Comisia Europeană. Comisia Europeană. Și e tot timpul, atâta timp cât o să fie elaborate normele metodologice, se face și această clarificare. Domnul deputat, mai am o întrebare. Un produs, deci o firmă românească, care produce în România cu mână de lucru românească și care face, hai să spunem, face carne, face cârnați. Da. O parte din carne din România, o parte din comunitatea europeană și face cârnați și vinde pe piață. Produsul considerați românesc, fabricat în România sau nu? Că avem o problemă. Nu. Și vă spun de ce. Sunt de acord cu, atenție, la definiția produs românesc. Nu este obligatoriu ca tot ceea ce se produce în România să poarte această sintagmă, acest standard de produs românesc. Pentru că dumneavoastră, și să felicit industria, și aveți primul IGP, salamul de Sibiu și alte rețete, nu putem să spunem, și haideți să nu dăm, că nu e cel mai potrivit exemplu salamul de Sibiu, dar eu, din punctul meu de vedere, dacă consumatorul român reușim să-l educăm pentru 20-30%, nu știu cât, 35% din preparate din carne care se pot face cu materii prime din fermele din România, să poarte de bază, să poarte denumirea de produs românesc. Dacă nu, îi puteți trece. Produs natural, produs din carne, nu. Denumirea. Fabricat în România, pentru că termenul este corect. Fabricat în România, termenul e corect. Nu avem în legislație fabricat în România. Dar avem o mare problemă. În aceeași de cea de acum, ați vorbit despre 51% produse românești. S-ar putea să avem o foarte mare problemă. Păi nu, dacă materia primă nu este în totalitate românească, noi nu mai avem loc la raft, deci, nici la românești. Domnul președinte, ascultați la o nuanță. 51% nu se referă la preparatele din carne, fie ele și produse românești. Discutăm doar de produse și spune foarte bine carne, nu preparate din carne. De sintagma carne cuprinde numai carnea proaspătă, vândută ca atare. Atât, 51% din carnea proaspătă. Noi nu forțăm comerciantul astăzi să aibă pe rap 51% produse românești din carne, care normal, conform legii și conform definiției, înseamnă că produsul românesc, acel preparat din carne, trebuie să conțină 100% materii prime de bază din carne. Nu! Deci, de asta am făcut specificarea și nu s-a înțeles. Deci, produsul românesc care se face din carne, din fermele din România, nu trebuie să aibă 51% să găsească parap. Vorbim doar de carnea fresh, 51%. Ok, bun, era, vă spun sincer, din procesare, dar nu e, toată lumea a înțeles că e prins astăzi. Tot. Nu, nu avem materie primă astăzi. Corect. Pentru a oferi și carne fresh 50% și 51% preparate din carne 100% făcute din România. Atunci să știți că normele de aplicare trebuie date, pentru că dacă va fi interpretat altfel, va exista o problemă majoră. Dar dumneavoastră știți la fel de bine ca mine. Carnea, capitolul carne, discutăm doar ce înseamnă strict carne, carcasă, semicarcasă, piese tranșate, iar preparatele din carne e cu tot o altă categorie. Okay, nu discut. Aici am lăsat doar definiția produsului românesc în momentul în care fac preparate 15% din atâta pot eu, atâta am intrare materii prime din România, 15%, fac 15% din gama mea pe anumite produse, produse românești și punct. Dar asta nu înseamnă că comerciantul este obligat să aibă 51% preparate produse românești cu materii prime numai din România. Vorbim doar de carnea fresh. Fermierul dorește carnea fresh să ajungă la raft și nici de cum momentan, pentru că nu sunt pregătiți pentru a avea materie primă pentru întreaga industrie de carne. Ok. Bun, mulțumim mult, domnule Scarlat, pentru clarificări. O seară frumoasă, mâinare. Bun, domnule Minea, o scurtă concluzie trebuie să încheiem. Două concluzii. Prima concluzie. Acuzațiile care mi-au fost aduse de acei domni au fost false. Domnul a confirmat că nu m-am băgat în această treabă
Și a doua concluzie, că orice poate fi perfecționat. Și așa cum a spus și domnul Scarlat, sunt încă multe scăpări în această lege. Deci faptul că noi, procesarea, spunem că totdeauna se poate mai bine, nu înseamnă că ne opunem cuiva. Înseamnă că gândim poate ceva mai mult. Mulțumesc mult de tot pentru discuție. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Mulțumesc Adinei Buzatu pentru ținută. O seară plăcută. La revedere!